Vă mulțumim mult, stimate domnule primar Lucian Nămicu. Avem emoții deosebite cu același cântec. Am întâlnit și noi delegația din municipiul Roman la 28 mai, când am sărbătorit hramul orașului Ștefan Vodă. Anul acesta, cu o semnificație deosebită pentru români, noi, locuitorii orașului Ștefan Vodă, în special primăria, am semnat la 28 mai un acord de înfrățire cu orașul Copșa Mică, județul Sibiu. Și acum, astăzi, la 1 decembrie, în localul primăriei municipiului Roman, am semnat înțelegere de cooperare între municipiul Roman și orașul Ștefan Vodă. Cu toate că oficial înfrățirea am început-o din 2013 la inițiativa domnului deputat Leureanu, pe atunci primar al municipiului Roman. Astăzi ne-am documentat oficial și vreau să vă zic că această semnare a acordului respectiv pentru noi are o semnificație deosebită. Având în vedere că a avut loc semnarea în orașul întemeiat de Roman I Mușat, care a pus și temelia dinastiei mușatinilor și Ștefan cel Mare făcând parte din aceeași dinastie. Noi suntem deosebiți de emoționați și ne simțim responsabili ca locuitorii localităților noastre să fie uniți odată și pentru totdeauna. Noi știm că suntem frați, dar de acum încolo avem și obligația să ne vizităm reciproc, să fim împreună la bine și la greu. Centenarul este odată la 100 de ani. Noi, cu dumneavoastră, avem fericită ocazie să serbăm acest centenar. Tare am vrea să serbăm și următorul centenar. Nu zic că numai decât în aceleași funcții, nu în calitate de primar, dar cel puțin să venim aici și dumneavoastră să veniți la noi. Trăiască România! La mulți ani, români!